Eu nu sunt un nativ digital, voi da. Voi v-ați născut cu alte jucării în brațe decât m-am născut eu. Așa funcționează lucrurile. Viața se accelerează și procese repetitive dispar ca urmare a digitalizării. Evident că și Petrom se mișcă în aceeași direcție. Pot să vă spun despre mine în momentul ăsta că tot biroul meu încape într-un rucsac mic. Am nevoie de un laptop, tabletă pentru redundanță și o sursă de energie și cam aia e tot. Pot să mă conectez de oriunde la orice și nu vorbesc când vorbesc de oriunde la orice, nu vorbesc de e-mail-uri. Vorbesc de, pot face videoconferințe, pot aproba comenzi, pot semna contracte, pot vizualiza parametrii de producție, pot fi complet operațional. Acum, întâmplător, sunt în birou, dar nu îmi lipsește absolut nimic de oriunde. Deci, cam ăsta este momentul, ăsta e modul în care se mișcă lumea și se va mișca lumea. Și când spun că am nevoie de un laptop, pot să-mi las și laptopul deoparte și să lucrez de pe laptopul personal. Pe laptopul companiei, evident că am lucruri salvate pe local, hardul respectiv este clonat în cloud. Deci intru cu orice echipament de oriunde și am același nivel de acces ca și când aș fi pe laptopul companiei, în rețeaua companiei. Ne uităm la colectarea de date. Un volum foarte mare de sonde sunt digitalizate, în sensul că urmărim parametrii de la distanță, putem comanda de la distanță echipamente și facilități. Toate acestea se agregă un volum foarte mare de procesare de date, folosim parte de inteligență artificială, folosim parte de machine learning pentru a face procesele mai rapide și mai precise. Evident că asta cere noi capabilități. Nu am fost născut digital, dar am devenit digital, cumva un hibrid, probabil.